și PSD sunt așteptate să anunțe astăzi calendarul alegerilor de anul acesta. Coaliția s-ar fi înțelesă de principiu pentru două comasări. Localele ar urma să aibă loc simultan cu alegerile europarlamentare pe 9 iunie, iar primul tur de la prezidențiale va fi organizat împreună cu alegerile parlamentare pe finale de an. Pentru a comasa localele cu europarlamentarele este nevoie însă de modificarea legii pentru că actualele mandate ale primarilor expiră în octombrie. Parlamentul va avea la dispoziție o lună pentru schimbarea legii. Ieri președintele Claus Iohannis a declarat că susține ideea comasării. Alegerile vor avea loc toate în acest an. Patru rânduri de alegeri este foarte mult. Care cu care se pot comasa în mod legal, corect și constituțional, va elucida guvernul și coaliția de guvernare. Eu nu sunt împotriva unor comasări de alegeri. Dacă se face bine, dacă se organizează din timp și se anunță, este o metodă de a reduce numărul de scrutine. Comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale este foarte frecventă în Uniunea Europeană. Irlanda, Ungaria și Malta au decis să facă acest lucru într-un an electoral foarte încărcat, scrie pe Creditul fermierului devine realitate. Guvernul adoptă astăzi măsurile necesare prin care să acopere roborul pentru creditele accesate de fermieri. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că prin acest program fermierii vor putea obține mai ușor împrumuturi bancare de până în 280.000 de euro pe o perioadă de 5 ani. Continuăm să adoptăm soluțiile convenite cu fermierii luna trecută. Aprobăm astăzi creditul fermierului, oferind acces mai facil agricultorilor la finanțări vitale. Alocăm aproape 165 de milioane de euro și acoperim partea cea mai importantă a dobânzii la creditele bancare. Practic, suportăm rata dobânzii robor, iar fermierii rămân cu marja ce nu poate depăși 1,95% pe an. Sprijinul este de maximum 280.000 de euro pe 5 ani. De asemenea, aprobăm o măsură prin care ajutăm fermierii ce folosesc sistemul de irigații. Achităm și în anul 2024 o cotă de 50% din facturile pentru energia electrică folosită în irigarea culturilor agricole. În plus, am văzut cu toții că avem o veste bună și de la Bruxelles după eforturile intense ale României și altor state europene, Comisia Europeană retrage proiectul controversat privind pesticidele în agricultură, care ar fi dezavantajat <coughs> serios pe fermierii noștri. Este o victorie atât a Guvernului, cât și a celor mai serioși europarlamentari români în a susține. Ministrul Muncii de Asigurări că noua lege a pensiilor va fi aplicată, Simona Bucura-Oprescu a anunțat la România TV că autoritățile sunt pregătite de recalcularea din luna septembrie. Suntem pregătiți, am lucrat în paralel, pe de o parte știți că... Uh, împreună cu colegii noștri de la Casa Națională de Pensii Publice și de la Casele Teritoriale, Casele Județene de Pensii, procesul de reevaluare a dosarelor de pensii este, uh, se apropie de finalizare. În, la momentul când discutăm, avem peste 95 dintre dosare reevaluate, au mai rămas dosarele mai grele, mai complexe. Uh, ținta noastră este să finalizăm cât mai curând posibil, având deja în sistem aceste date, datele fiecărui pensionar, bineînțeles că ulterior și procesul uh, cu privire la recalculare este mai facil. Uh, finalizăm normele și da, și cu normele vom fi gata la termen. În lege scrie că avem 90 zi, de zile pentru finalizarea acestora. Este o muncă de migală, normele sunt cel puțin la fel de importante precum uh, precum uh, legea în sine. Colegii noștri de la Casa Națională de Pensii Publice au făcut uh, o propunere încă de la sfârșitul anului trecut, au trimis-o pe 29 decembrie la Minister, uh, dar din ianuarie, împreună cu cei de la Casa Națională de Pensii Publice și cei din Ministerul Muncii care sunt responsabili pe zona aceasta, uh, uh, lucrăm într-o într echipă. Ministrul Muncii a subliniat din nou că în urma recalculării nicio pensie nu va scădea, iar dacă vor exista cazuri în care cuantumul noilor pensii va fi mai mic, persoanele respective vor rămâne cu sumele care sunt acum în plată. guvernul pregătește normele necesare pentru a putea aplica așa numitul criteriu verde. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat în ședința executivului de astăzi că măsura se va aplica tuturor licitațiilor publice și că va impulsiona economia românească. Prioritatea absolută a guvernului în următoarele două săptămâni este să finalizăm setul de norme prin care în toate licitațiile publice să se aplice criteriul verde. Este cel mai puternic instrument pentru a susține companiile românești, folosind un principiu european, punctaj suplimentar pentru companiile cu ruta de transport cea mai scurtă, care poluează cel mai puțin. Cu cât ai fabrica mai aproape de client, cu atât ești mai avantajat. Vrem ca toate firmele românești, de la industria auto cu Dacia și Ford, la materialele de construcții și cea agroalimentară să beneficieze de aplicarea acestui criteriu. Va fi unul dintre cei mai importanți pași făcuți pentru a ne susține toate companiile care produc în România. Așa numitul criteriu verde este o normă europeană prin care se încearcă reducerea poluării prin limitarea transporturilor pe distanțe mai lungi între fabrici și clienți. Președintele Claus Iohannis nu crede în varianta unui candidat independent care să și câștige alegerile prezidențiale. Șeful statului a declarat într-o întâlnire informală cu jurnaliștii la Strasburg că un candidat independent are șanse pentru o primărie, dar citez, la cotroceni mai greu este nevoie de partide care să vină cu idei comune. Am încheiat citatul. Iohannis a spus că persoana potrivită pentru cea mai înaltă funcție în stat trebuie să fie un președinte sau o președinte care se implică pentru țară și care ține o direcție europeană. Ultimul sondaj InScope, făcut la comanda news.ro, arată că mai mult de jumătate dintre români ar Meteorologii anunță vreme frumoasă în continuare. Maximele termice vor fi cuprinse astăzi între 8 și 18 grade Celsius. Cerul va fi mai mult senin în regiunile din jumătatea sudică a țării. În rest trecători sunt așteptate ploi slabe. În capitală, cerul va fi variabil pe parcursul zilei.